Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Casnice. Că vine weekendul, Luca nu spală duminica, dar mai e ceva timp. Nici azi se spală, nu se spală, no, e sărbătoare, nu spălați. Deci numai mâine siguranțele ai, dacă pui mașina. Mâine ai câteva ore de spălat, fii atent. Da. Un expert britanic în curățenie spune că ne spălăm greșit prosoapele și că nu avem nevoie de detergent. Dar de ce avem nevoie? De dermatolog. Nu știu. Altfel, un studiu recent arată că 3% dintre britanici își spală prosoapele de baie doar o dată pe an. O dată pe an? Mă scapă în cadă sau ceva. Și le cumpără albe și le găsesc negre peste un an. Da. Deci doamna asta care se declară expert în curățenie pe TikTok. Păi, cred că pe TikTok merge să te declare expert în orice. În orice, da. Este super treaba. Acolo este de noi. Putem să ne declarăm experți. Găsim niște lucruri în care ne declarăm experți și zicem că suntem experți și facem filmulețe în care spunem orice. Că lumea te preia. Deci de să explic următoarele, citez. Nu aveți nevoie de detergent. Încă o dată, asta este o doamnă pe TikTok. Nu faceți așa. Dar râdem sau de poate ea. Da, nu poți să știi. Așteptăm feedback. În primul rând, zice, dacă spălați o țesătură care urmează să fie folosită pentru a absorbi apa, fie că este vorba de un prosop, un șervet de bucătărie, o crâpă de șters praful, nu folosiți detergent sau balsam de rufe, deoarece o va împiedica să absorbă apa și o va face mai puțin eficientă. Da, aia cu balsamul o știu și eu de mult. Că nu mai erau eficiente prosoapele. Dacă folosești balsam? Da. Am folosit eu odată prin 2000. Nu stătea apa pe el. Deci acum tu nu speli prosoape și nu pui balsam? Niciodată. Aha. Dar detergent pui? Detergent pui, dar pui mai puțin, într-adevăr. Dacă era mai mult, după ce se usca prosopul, da? Dacă îl făceam în 4, îți rupeam dinții cu el, dacă îți dădeam. Deci ce mă, la pretai? La pretai? Detergent pur și simplu. Dar, auzi, scuze, ce detergent folosești? Da, ce detergent folosești? Adică detergențe... Perwoll. Ăsta de se găsește la magazin sau e ceva luat pe sub mână? Nu, mă, nu. Îl iei de la chinezi? Dar nu mai știu atunci. Dragon? Acum nu mai am probleme, n-auzi? Am avut probleme la un moment dat, nu mai știu ce. Dar tot ăsta, dar cred că am pus prea mult. Ca asta zice, nu? Să nu mai pui mult detergent, nu? Da. Cât de mult poți să pui ca să se întărească în halul ăla? Bine, doamna spune să nu pui deloc. Da, spune că detergentul trebuie folosit, citesc, doar în cazuri extreme. Da. Definiție extrem. Ce înseamnă caz extrem? Nu se mai poate. Gen, după 7 luni. Era să zic o variantă. Nu zice. Dacă te ștergi. Da, doamna Luca se șterge cu scoarță de copac după duș, te zice cineva. Gen, nu e chiar așa. Se întâmpla. Acum nu mai merg cu uns prosoapele. Doamna a mai spus că rețeta de succes pentru prosoape, citez, impecabile și pufoase. Fiate, notează-ți. Da. Ar fi să le spălați cu oțet, pe post de balsam și bicarbonat de sodiu în loc de detergent. E fix mesajul de la Fane. Uite, a dat și el același lucru. Cum? Prosoapele se spală cu detergent și un pic de oțet. A venit mesaj acum. Da, spune că... Fane, ești doamna de pe TikTok. Da, deci spune... Luca spune că oțetul înlocuiește balsamul și bicarbonatul de sodiu înlocuiește detergentul. Băi, eu aș încerca, dar mi-e frică de Ionela. Uite, Luca, cred că dacă mă duc acasă și îi spun că vreau să spăl cu bicarbonat de sodiu. Uite, ca să nu mai fie tari, dacă le puneți în uscătorul de haine prosoapele, sunt iar moi pufoase. Asta am auzit, de n-am uscător de la ne zice Rodi. Am eu un uscător, l-am folosit o singură dată. A durat 3 ore, a șifonat ce am pus acolo pentru vecie și asta a fost, nu l-am mai folosit. Și te-ai oprit? Da. E, să încerci să usuși prosoapele, pentru că mi-au zis niște posesori de astea, într-adevăr, că le face fluffy praf și, sigur, le usuși de 3 ori și după aceea trebuie să cumpere altele, cred. Da. Cine vrea să încerce? Să ne dea și nouă... Deci, sâmbătă se poate spăla legal. Luni așteptăm mesaje. Luni vă așteptăm, da. Dacă ați spălat cu bicarbonat de sodiu în loc de detergent și oțet în loc de balsam și ce ați obținut. Da. Spuneți-ne dacă mai aveți prosoape. Da. Și cum miros. Sau aveți cozonac. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.